Distinși membri ai Academiei, stimați colegi, onorați oaspeți, onorată asistență. Avem astăzi două evenimente foarte importante și voi începe cu prezentarea primului eveniment, deci, care vine de la faptul că Academia de Științe a Moldovei a fost inițiatoarea promovării procesului de integrare europeană în cercetare, începând cu primele acțiuni de colaborare a cercetătorilor noștri cu Comisia Europeană și de conlucrare cu comunitatea academică din Europa. Pentru a ne aminti de calea parcursă și trasa perspectivele fortificării și dezvoltării acestui proces, domnul academician Ion Tighineanu, președinte interimar al Academiei de Științe a Moldovei, membru al Consiliului Științific Internațional, vine cu prelegerea publică Academia de Științe a Moldovei, precursorul integrării europene și promotor al internaționalizării științei. În contextul acordării Republicii Moldova, la 23 iunie 2022, a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, este firesc că obiectivele prelegerii le va constitui abordarea oportunităților pentru internaționalizarea științei și integrarea ei în spațiul european al cercetării și inovării, determinante pentru dezvoltarea durabilă a societății, precum și expunerea argumentelor pentru susținerea proiectului Moldova Europeană 2030. Domnul președinte, aveți cuvântul. Stimați membri ai Academiei de Știință a Moldovei, distinși cercetători științifici, stimați oaspeți, bună ziua! Pregătind prezentarea de astăzi, am selectat aspecte ce țin de un caz de succes al Academiei de Științe a Moldovei, și anume asocierea la programele comunitare. Desigur că acest caz de succes a început nu cu faptul că noi am venit în contact cu Comisia Europeană, eu despre asta o să vorbesc, dar cu mult timp înainte, încă cu începutul anilor 90. Proclamarea independenței, cercetătorii noștri au creat punți de colaborare cu multe universități și centre de cercetare din Europa și din lume. Și, de fapt, asta a stat la baza și acelui caz de succes. Asocierea rapidă la programele comunitare. Eram în Statele Unite ale Americii în 2000-2001, când a fost lansată prima inițiativă nanotehnologică. Și am trăit acele momente când savanții din Statele Unite promovau acel proiect național, care de fapt era internațional, prima inițiativă nanotehnologică. Eu am avut ocazia de la această tribună să redau acel răspuns al savanților când președintele Clinton a întrebat: dar ce o să aibă Statele Unite dacă acordăm miliardele de dolari nanotehnologiilor, ce o să aibă peste 5 ani? Și răspunsul a fost: peste 5 ani nu veți avea nimic palpabil, dar peste 20 de ani
toată informația care este în Biblioteca Statelor Unite va putea fi înscrisă într-un volum egal cu volumul bucățelii de zahăr care o folosim în căniță cu cafea. Și viața a arătat, de fapt, că așa este. Iată ce înseamnă puterea științei. A schimbat lumea doar în circa 20 de ani. A schimbat-o radical. Și iată, în 2002 trebuia să fie lansat programul comunitar cadru 6. Citind că acolo va fi lansat și programul în nanotehnologii al Uniunii Europene, am plecat la Bruxelles, am participat. Ăsta a fost probabil primii cercetători din Republica Moldova care am participat atunci la o lansare a unui program cadru. Ceva impresionant. Așa ceva am văzut în Statele Unite la conferințele societăților. De exemplu, am fost la mai multe conferințe a societății Materials Research Society, când participă mii de cercetători. Și iată aici vedeți cadre. Îl vedem aici pe domnul. Cine spune cine este? Adrian Curaj? Da, scrie. Scrie. Deci aici îl avem și pe domnul Dan Dascălu. Am avut o colaborare foarte bună și domnul academician Coliuc și alții, o colaborare bună cu Institutul Microtehnologie de la București. Și în general, desigur că astăzi o să vorbim despre interacțiunile cu Bruxelles și în context, desigur, și cu alte structuri financiare europene, dar colaborarea cu România a fost întotdeauna foarte intensă și, de fapt, ne-a ajutat foarte mult în parcursul nostru de asociere. Atunci, la Bruxelles, desigur că a apărut și acel vis, fiindcă deja putem compara. România, de exemplu, avea acolo, cum să spunem noi, un colț cu mese, cu unde demonstrau ce au. Noi nu aveam nimic. Și atunci domnul academician Dan Dascălu zice, veniți aici la noi și ce aveți acolo, demonstrați. Lumea să vadă. Adică noi eram ca puii fără cloșcă. Puii fără cloșcă. Da, dar a apărut acel vis, că ar fi bine și noi să fim împreună cu colegii din România și din alte țări europene. Și iată, astăzi vom vorbi despre pașii întreprinși. De fapt, eu voi descri ce s-a întâmplat cu unele informații care, de fapt, nu au fost publice până astăzi. Deci, până în 2011, când, de fapt, a fost semnat și acordul de asociere la programele comunitare, atunci era programul cadru 7. S-a început totul cu vizita lui Daniel de Couture. El atunci răspundea de Europa de Est. După 2002 eram expert la Comisia Europeană și fiind la Bruxelles în octombrie 2006, l-am întâlnit și l-am invitat la Chișinău. Desigur că nu speram că el chiar să vină, dar el chiar a venit. La 7-8 decembrie a fost la Chișinău. Iată aici se vede informație despre un seminar internațional care a fost prezentat de domnul de Couture. Este avizul care atunci a fost plasat pe site-ul Academiei. Și ne amintim cine a mai lucrat, vedem cine a semnat. Lucruri foarte astăzi, desigur că este istorie, dar interesant.
Și iată acea prelegere publică susținută de domnul Daniel de Cotior. Multe sfaturi atunci ne-a dat, dar a rămas în memorie expresia proverbială. Domnul de Cotior a spus că se apropie de Chișinău un tren accelerat și dacă veți reuși să urcați în acel tren, atunci veți ajunge departe. Deci, bine, unde am ajuns, am ajuns, dar perspectivele sunt că, deci, dacă vorbim de asociere la programele comunitare, chiar am reușit foarte mult și o să vorbesc despre lucrul ăsta, dar în general, apropierea noastră de Europa, desigur, când avem de lucrat aici și astăzi și acest moment o să-l ating. Aici vedeți și o fotografie, o poză. Am avut o vizită la Ministerul Agriculturii. Sunt și colegii noștri aici. Iată doamna Lucia Anastasiuc în dreapta, pe urmă. Deci doar nasul regretatului academician. Vedeți aici Toma. Am discutat perspective de colaborare în mai multe aspecte, dar principalul a fost că am stabilit contacte directe și domnul de Cotior de la bun început a spus: sunt șanse reale, dar va trebui mult de muncit. Și ne-a spus și de ce, fiindcă candidații erau mai mulți și, spunem așa, era deja practic decis că următoarea țară care va adera va fi Ucraina, și, dar cum s-a terminat, noi o să vedem. Deci, desigur că a fost și o vizită la Cricova. Deci, fiecare persoană de aici are domnul academician, era un mare internaționalist. El spunea așa, că dacă nu se ne dea guvernarea bani, atunci vom organiza un cutremur. Da, aici îl vedeți pe domnul academician Găină, fiindcă așa vizite fără domnul Cămcean nu putea să fie. Și aici, în stânga, în dreapta jos, deci o întrevedere cu domnul președinte. Era atunci bolnav, dar am insistat și am avut o întrevedere la biroul MRDA de la Universitatea de Stat. Era un birou atunci la MRDA. Iată aici vedeți și doamna Lidia Manciu. Deci, a fost o perioadă foarte intensă de schimb de informații și iată aici vedeți domnul Daniel de Cotior vine cu o informație că deci, trebuie să mergem repede, dar nu trebuie să existe absolut niciun pas greșit din partea noastră. Moldova este prea importantă, strategică, în multe aspecte. O să vă țin la curent cu dosarul ucrainean, care este cel pe care UE vrea să realizeze mai întâi. Într-adevăr, Ucraina era mult mai avansată atunci și ei aveau deja un document semnat. Adică asta se discuta la toate întrevederile noastre și nu era absolut niciun secret. Deci, interesant că încă fiind la Chișinău, domnul de Cotior ne-a dat un sfat să ne integrăm cât mai repede posibil în activitățile INCONET. Și ne-a sfătuit să contactăm pe domnul dr. Zonenburg de la Ministerul Educației și Cercetării a Germaniei. Și iată ce înseamnă uneori coincidență, pentru că noi de fapt îi cunoșteam deja pe cei de la Ministerul Educației și Cercetării din Germania. Am avut întrevederi și în 2001 și în 2003,
Și au fost la acele întrevederi și colegii de la institutele noastre. La una din întrevedere a fost și domnul academician Culiuc prezent în sală. Ele au fost organizate de ambasada Germaniei la Chișinău. Și iată, atunci domnul Sonnenburg ne-a scris: această nouă activitate Inconet va fi un efort comun cu George Bonas din Grecia, care este profund implicat în partea de știință și tehnologie a cooperării economice la Marea Neagră. Ne vom baza pe rețeaua Black Sea Economic Cooperation existentă. Moldova este membru a cooperării economice la Marea Neagră și cu siguranță va fi implicată. Îi transmit mesajul tău lui George și sunt sigur că vom rămâne în legătură în acest sens. Și atât, practic, s-a creat așa un, spunem, o rețea, deci câteva centre care au început să interacționeze pentru a promova asocierea noastră la programele comunitare. Colaborarea Academiei cu Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Germania, care a jucat un rol important și, de fapt, și astăzi joacă un rol important în activitățile ce țin de programele comunitare, și atât vizitele din 2001. Și aici vedeți, din partea Republicii Moldova, nu, iată, este domnul academician Culiuc, regretat academician cancer, regretatul academician Andreieș, este domnul Valeriu Buțan. De ce a fost prezent? Fiindcă atunci uzina Topaz era director la uzina Topaz și s-a implicat foarte mult în organizarea diferitor evenimente cu participarea ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova și, desigur, a oaspeților din Germania. Noi aveam pe atunci un birou chiar în incinta uzinei Topaz. Au fost ani foarte și foarte, eu spun, interesanți. Și aici, la 30 ianuarie 2003, deja era Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și noi atunci l-am convins pe domnul profesor Anator Rotaru că trebuie să plecăm la Bonn și să creăm această punte de colaborare care o să aducă beneficii comunității științifice din Republica Moldova. Și, într-adevăr, acele legături care noi le-am realizat atunci, spunem așa, 20 de ani în urmă și peste 20 de ani în urmă, au fost foarte benefice în perspectivă. Dar îi vă atrag atenția că aici sunt... Deci aici sunt persoane care au participat deja și la promovarea programelor bilaterale cu Germania. Au fost programe bilaterale care au jucat tot un rol important în pregătirea noastră pentru a avea un start bun în activitățile în cadrul programului comunitar. Primul program atunci a fost cadrul 7. În rezultatul la toate aceste activități care au avut loc în 2001, în 2003, deci în 2008 am reușit, deja eram în conducerea Academiei și împreună cu fost președinte Academicianul Gheorghe Duca, am plecat la Bonn și a fost semnat protocolul de colaborare. Deci, semnat de domnul Michael Schlicht și academicianul Gheorghe Duca. Aici, ce este interesant, avem persoane care le-am întâlnit la Paris. Eu am revenit de la Paris, acolo a avut loc ședința Consiliului Științific Internațional și iată, acolo, discutând, am înțeles că oportunitățile, ele nu dispar niciodată. Și astăzi noi putem beneficia de
programe bilaterale cu Germania, dar pentru aceasta trebuie, desigur, de organizat, de întâlnit, de discutat condițiile, deci cu structurile financiare din Germania se poate de negociat mai simplu și pot fi, finanțarea trebuie să fie din ambele părți, dar ea poate fi asimetrică. Deci, cum spuneau colegii, poate fi 20% din partea Republicii Moldova și 80% din partea Germaniei, ceea ce pentru noi, în situația în care noi astăzi suntem, ar fi foarte și foarte benefic. Au mai fost întreprinse deci, măsuri pentru a crea punți de colaborare și cu alte țări, de exemplu, din Germania. Au fost vreo 10 directori de întreprinderi. Iată aici vedeți sosirea lor la Hotelul Codru. Deja Hotelul Codru nu mai este. Deci aici o întrevedere cu conducerea și cu membrii Academiei de Știință în sala mică. Deci, în rezultat, au fost stabilite legături sau au fost inițiate câteva proiecte. Desigur că noi, în principiu, ideea era să impulsionăm implementările. Deci, au fost create vreo două întreprinderi mici, dar la scară largă nu s-a ajuns. Și probabil că atunci nici nu eram pregătiți pentru așa un salt, cu atât mai mult că noi accentul principal îl plasăm să ne asociem la programele comunitare. Au fost conferințe, sau eu aș spune conferințe de testare foarte importante. Și așa o conferință a fost în Ljubljana, Slovenia, la 10-12 martie 2008, 15 ani în urmă. Acolo a participat și Comisarul European pentru Cercetare, domnul Potocnik. Și am avut posibilitatea să discut cu dumnealui. A fost evaluată starea științei în țările care potențial pretindeau la asociere la program comunitare sau la unele programe comune cu Uniunea Europeană. Această prezentare ea este disponibilă în principiu și ea a jucat un rol important, fiindcă aici am adus toate argumentele. Eu repet, argumentele de bază de fapt au fost rezultatele publicate de comunitatea științifică. Și noi am avut un avantaj. Adică numărul de lucrări el nu era atât de mare, dar când împărțeam la numărul de cercetători și mai ales la numărul de milioane de dolari care vin în susținere, păi noi ieșeam la o poziție destul de bună. Adică după numărul absolut, eram undeva acolo la coadă, dar dacă raportam, atunci noi aveam o... Dar principalul, ei au apreciat la justă valoare dorința noastră sinceră de a ne integra în spațiul european de cercetare și inovare. Scrisoarea oficială privind solicitarea asocierii Republicii Moldova la programul Cadru 7 a fost transmisă Comisiei Europene prin delegația UE la Chișinău în luna mai 2008. În decembrie 2006 a fost prima discuție. În mai 2008, deja scrisoarea oficială în context, vreau să menționez că a fost o colaborare foarte bună, nu numai în cadrul echipei care promova în această asociere. O să o conlucrare foarte bună cu ministerele de resort. Adică a fost un efort consolidat și poate lucrul ăsta a și fost hotărător pentru a atinge acel succes.
Și iată, de la Daniel de Cutiorz vine în iunie 11, eu o să dau fraza în limba română. Felicitări încă o dată, Moldova este prima țară din politica europeană de vecinătate care a urcat la bord, în afară de Israel. Deci dacă luăm și Israelul în considerare, atunci a doua. Dar prima din ce să iei? Prima din parteneriatul estic, adică într-adevăr, noi atunci am făcut un salt extraordinar. Deci, astăzi, iată, dacă citesc absolut toate scrisorile, care, dar ele au fost foarte multe, se vede că, deci, practic, am reușit să realizăm un salt care în 2006 oricine putea să spune că aici încă mulți ani trebuie să lucrați. Am vorbit despre conlucrare bună cu ministerele aici. La 27 iunie 2008 a avut loc o prezentare. Am prezentat starea științei în Republica Moldova. Și vedeți aici reprezentanții de la ministerie. Iarăși a venit o scrisoare de la Daniel că prezentarea la comisie a fost extrem de utilă și aș dori să mi-o trimiteți urgent pentru a putea folosi unele dintre elementele ei. Deci între decembrie 2006 și iulie 2008, practic, s-a pus fundamentul asocierii noastre la programele comunitare. Și iată, la 22 iulie, domnul decutior îmi scrie că trebuie să plece, este avansat în post, dar este foarte mulțumit de evoluțiile inițiate în ceea ce privește asocierea Republicii Moldova la programul cadru 7 al UE. Știu că alegerea Moldovei este de o mare importanță strategică și vă salut. Plec cu încrederea că negocierile vor avea succes și că în cele din urmă, în materie de cercetare, Moldova se va reînscrie în familia europeană. Ce a urmat? Crearea Comitetului Național de Asociere. Atunci Academia de Științe era responsabilă de sfera cercetare inovare și desigur că aici reprezentanții Academiei, cum se spune, în componență și deci vedeți și domnul fost președinte și domnul Porcescu Sergiu, care era șef al Direcției Integrare Europeană și Cooperare Internațională. Vreau să menționez în context că domnul Sergiu Porcescu chiar a avut o contribuție care poate fi apreciată de nota 10. Și finalul. La 11 octombrie 2011, la Bruxelles, a fost semnat memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al șaptele program cadru al Comunității Europene pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Deci, discuțiile au început în decembrie 2006, documentul a fost semnat în octombrie 2011, și spunem, aproape 5 ani. Deci noi trebuia undeva vreo 2-3 ani, iată așa era estimat, să aderăm după, să ne asociem după Ucraina. Așa s-a întâmplat că noi ne-am asociat cu vreo 2-3 ani înaintea Ucrainei. Deci a fost un efort consolidat, un efort al comunității, susținut totalmente de factorii de decizie. Și aici stipulat că a fost primul program al UE la care Republica Moldova a fost asociată integral, deci prima țară din cadrul parteneriatului estic și din țările CSI și a doua
din cadrul politicii europene de vecinătate. Deja am menționat că după Israel. Și aici sunt menționate cele 14 țări, printre care din 1 ianuarie 2012 este și Republica Moldova. Ceea ce a urmat, desigur că deja ține de programul Orizont 2020, dar aici vedeți deci, conferință de presă după asociere. Aici chiar am să arăt o fotografie, să vedeți absolut toți, acei practic toți, nu sunt chiar toți, dar practic toți, care au participat real. Și deci, aici este și domnul Pieni. Domnul Pieni, după Daniel de Cutiorz, a continuat să ne ghideze și să ne ajute în traseul nostru de a ne asocia la programele europene. Am avut o conlucrare foarte bună și cu domnul Pieni, domnul Martin Pieni, și dumnealui, după ce a plecat, acolo 3 ani, e rotație. A continuat domnul Gediminas Ramanauskas, care iarăși, care am avut o conlucrare foarte bună. Aici sunt cadre la diferite evenimente în contextul tendinței noastre sau dorinței de a ne asocia. Deci iată Daniel de Cutiorz ce a scris după semnarea memorandului. Acum comunitatea științifică va avea toate informațiile potrivite pentru a-și crea cel mai bun curs de acțiune și sunt sigur că în câțiva ani peisajul științific al țării se va schimba profund în bine. Sunt fericit că veți sta acum la masa europeană. Daniel de Cutiorz, 26 octombrie 2011. Bine, sunt cifre cum noi am câștigat granturi, sumele câștigate. Vedeți că până la programul cadru 6, noi practic la zero am fost. La cadru 6 am început, bine, a fost o sumă relativ modestă, dar ceva a fost. La cadru 7 deja ne-am ridicat la o sumă cât de cât deci poate fi apreciată. Noi suntem o comunitate mică, desigur, și scopul de bază la început era să întoarcem banii care îi plătim pentru participare la programele comunitare. Și atât un aspect care îl vrea să menționez. Deci, în 2008, când am semnat acordul de parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Germania, Bundesministerium für Bildung und Forschung, domnul dr. Jörg Schneider era în echipa din partea, și acum ne-am întâlnit la ședința Consiliului Științific Internațional. Și dumnealui mi-a descris toate oportunitățile pe care le are BMBF. Și desigur, ele trebuie folosite. Și este clar că astăzi este misiunea probabil a Agenției Naționale de Cercetare Dezvoltare și am vorbit deja cu domnul Iațchevici, o să ne întâlnim și desigur că trebuie de făcut eforturi ca deci aceste oportunități de colaborare să fie fructificate, cu atât mai mult că noi suntem într-o situație financiară destul de dură. Deci, aici cred că m-am gândit că ar fi bine să expun acele discuții pe care le am cu mari personalități ale lumii și care urmăresc evoluția situației de Republica Moldova, cu tot mai mult profesor Randy Schenkman are rădăcini în Republica Moldova și va veni în ospețele la noi. Și în 2027 bunicii au emigrat în Statele Unite. Străbunicii după mamă sunt înmormântați la Lipcani, în nordul Republicii Moldova.
Singur a scris că vizita în Moldova este prima întoarcere a unui membru al familiei în decursul a 100 de ani. Și domnul Randy Shankman și alți laureați și mari personalități cu care noi colaborăm, probabilitatea că vor veni, iar el deja are bilete și va veni la Chișinău și l-am convins să vină atunci când va avea loc conferința internațională în nanotehnologie și inginerie medicală, pe care o organizăm de mai mulți ani împreună cu domnul profesor Șontea. Și vectorul european al țării noastre facilitează vizita acestor personalități notorii, ca să înțelegem că ei, eu încă un aspect, pregătind materialul, mi-am dat seama că noi, de fapt, nu am avut multe zeci de ani laureați Nobel la Chișinău. Deci, eu am în vedere laureați Nobel din domeniile științelor. Deci, în 73, Basov și Prohorov, Nicolae Basov, Alexandru Prohorov, au fost în vizită la Chișinău. Deci, și noi eram studenți atunci. Aici este și domnul, iată, regretatul academician Sergiu Rădăuțanu. Aici este regretatul academician Moscalienco, Sviatoslav, probabil. Sviatoslav Moscalienco. Iar aici regretatul academician Malinovski, da. În 73. Deci asta înseamnă că 50 de ani în urmă. 50 de ani în urmă. Și iată, acum toamna o să avem un laureat Nobel la Chișinău. Bine, deci rădăcini basarabene, putem să considerăm că e al nostru. Și eu cred că aceste vizite se vor intensifica și grație faptului că noi ne apropiem de Europa. De ce mari personalități ale științei mondiale colaborează cu noi? În primul rând, noi am avut și avem cercetători de valoare, stimați în lumea științifică. Țara noastră demonstrează că vrea să construiască un viitor democratic, prosper și sigur pentru cetățenii săi. Ce lipsește la noi? Conștientizarea rolului decisiv al științei în dezvoltarea unei societăți prospere. Aici e simplu să demonstrăm. Știința nu se regăsește printre prioritățile statului Republica Moldova. Țările care au devenit prospere, și țin minte vizita în Coreea de Sud împreună cu regretatul academician Sergiu Rădăuțan, coreenii singuri ne-au spus că deci, ei între principalele priorități au inclus educație, cercetare științifică și tehnologie. Și iată, Coreea de Sud, noi suntem martori ce succese au atins în dezvoltarea și socială și tehnologică. Și desigur că nivelul de finanțare este foarte modest. Se vorbește că se va mări, dar până când este ceea ce este. Ce mai lipsește la noi? Și lucrul ăsta l-am conștientizat foarte acut la Paris, la întrevederea organizată de Consiliul Științific Internațional. Încrederea în știință. Președintele Biden, venind în Casa Albă, unul din primele decrete a format un consiliu format din cercetători. Păcă țin minte vreo 30 de cercetători din diverse domenii.
Și lucrul ăsta este foarte important. Este secolul 21. Este secolul, cum a menționat un laureat de la această tribună, online, ce-i drept, este secolul nu atât a informării, cât a dezinformării. Și atunci cine trebuie să vină cu informație veridică și argumentată? Cercetătorii științifici. Exemplu de lipsă a încrederii în știință la noi. Eu mă gândeam să vin cu un exemplu așa convingător. Problema limbii vorbite în Republica Moldova. Ce limbă vorbim noi? Și în procesul de restabilire a adevărului științific, Academia de Știință a Moldovei a fost pilonul de bază, aprobând încă la 9 septembrie 1994, în ședința prezidiului Academiei, opinia specialiștilor filologi din țară că limba vorbită în Republica Moldova este limba română. În anul 1996, acest adevăr științific a fost confirmat la adunarea generală a Academiei de Știință. Mai mult decât atât. Doamna Tatiana Rotaru a publicat recent un material în care a reflectat cum în zilele de 20-21 iulie 1995, la inițiativa conducerii Parlamentului și sub auspiciile Academiei de Științe a Moldovei, a fost organizată în legislativ o conferință științifică cu genericul Limba română este numele corect al limbii noastre. În sală au fost prezenți filologi, istorici, filozofi, juriști, cadre didactice universitare, reputați lingviști din Ucraina și Federația Rusă. Deci toți s-au expus că limba literară în Republica Moldova este limba română. Limba vorbită este limba română. Iată aici vedeți interviu regretatul academician Silviu Berejan. Între specialiști, între cei care se ocupă activ, cel puțin în prezent, dar nu se aude, de cercetarea și predarea limbii române, nu sunt oponenți. Nu se aude, dar pe site-ul Academiei este acest interviu. Ce am vrut eu aici să arăt? Adică, prin urmare, deci, ei mai există distinși oponenți printre specialiști. Expert. Noi am făcut o conferință în domeniu, s-au expus. Și am angajat oameni. De ce noi, peste 30 de ani, limbă, în plan profesional, am discutat prin urmare, ce limbă vorbim? O realitate. Ori noi avem încredere în cercetători științifici. Repet, atât mai mult este important să avem încredere în secolul 21, că de altfel este un pericol foarte mare că o să mergem pe căi greșite, pentru informația care se aruncă în spațiu public este foarte multă și foarte contradictorie. Bine, deci iată în discuțiile care le-am avut cu președinții altor academii și, în primul rând, cu președinții academiilor din țările baltice, am înțeles că ei, în primul rând, ei s-au respectat pe ei, s-au stimat ei pe sine însăși. Asta eu am impus și pe alții să stimeze. Și eu cred că noi trebuie lucrul ăsta să-l conștientizăm, să medităm și să conștientizăm acest lucru. Discutam recent la Paris la întrunire organizată de Consiliul Științific Internațional cu președintele Academiei Științe din Lituania, academicianul Juras Banius, și președintele Academiei Științe Estonia, academicianul Tarmus Zoumiere, despre calea parcursă și realizările noastre în anii de independență. Desigur că dacă vorbim de sfera cercetare, inovare, ei au
Într-adevăr, au cu ce se lăuda. Avem și noi, dar comparativ mai puțin. Desigur că cazul despre care am vorbit, asocierea la programele comunitare, da, într-adevăr, aici noi am fost la înălțime. Dar vedeți, am atins. Dar succesul trebuie dezvoltat. Timpul nu stă pe loc. La 23 iunie 2023, Republica Moldova a primit statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, decizia Consiliului European fiind aprobată în unanimitate. Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect de țară. După peste 30 de ani de independență, s-a conturat un proiect autentic de țară pentru societatea noastră. Lobby avem, susținere avem, motivație avem. Ce ne mai trebuie? Consolidare. Trebuie să consolidăm societatea pentru realizarea acestui proiect de țară. Doar prin consolidare vom reuși să atingem acest obiectiv. Academia este o instituție apolitică, ea nu se implică în lupta partidelor politice. Totodată, Academia susține realizarea proiectelor argumentate științific, iar proiectul de țară Moldova Europeană are un suport științific solid. Voi face referință doar la lecțiile publice prezentate de savanții noștri în decursul ultimilor ani în cadrul platformelor de comunicare științifică. Prezidiul Academiei de Știință a Moldovei susține proiectul de țară Moldova Europeană și inițiativa președintei Maia Sandu de a convoca adunarea națională pe 21 mai 2023 în susținerea vectorului european al Republicii Moldova. Nu este posibil să ne deplasăm simultan în două direcții opuse. Este chiar periculos. Dacă azi te miști în stânga, iar mâine în dreapta, cu scurgerea timpului tot pe loc rămâi, ca și în cazul mișcării douăniene. Noi am bătut pasul pe loc timp de peste 30 de ani. Am pierdut tineri talentați, specialiști bine pregătiți. Actualmente are loc depopularea țării. De ce noi susținem vectorul european? Pentru că vrem să construim o țară democratică, prosperă, să asigurăm un viitor prosper copiilor, nepoților și strănepoților noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și o scrisoare în susținerea inițiativei președintei Maia Sandu de a convoca adunarea națională pe 21 mai 2023 va fi dată citire de domnul academician Mihai Cimpoi. Domnul Cămțean, vă rugăm! Vă mulțumim, domnule președinte! Stimați colegi, deci permiteți să prezint această scrisoare de susținere despre care a vorbit domnul academician Tigineanu, președintele nostru. Deci Academia de Știință Moldovei susține inițiativa excelenței sale Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, de a convoca o mare adunare națională pentru sprijinirea integrării statului nostru în Uniunea Europeană. Este o soluție cerută imperativ de realitățile concrete de azi și de șansa istorică ce ni se oferă de a face parte din marea familie a popoarelor europene și de a ne asigura un viitor prosper. Menționăm că ideea europeană nu este venită din afară, ea a fost modelată și promovată de marele personalități ale neamului nostru românesc, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrin, Nicolae Iorga, Constantin Noica și de Constantin Stere, care vedea în Europa un exemplu de bună rânduială, cultură, respect al personalității. Noi, oamenii de știință, concepem integrarea europeană și ca un mijloc de a ne angaja cu tot ce avem mai de preț în dialogul valoric european și universal. Succese Marii Adunări Naționale din 21 mai 2023
drumul nostru adevărat este cel care ne duce în Europa. Prezidiu Academiei de Științe a Moldovei, Consiliul Consultativ al Academicienilor. Vă mulțumim mult, domnul academician. Vă mulțumim, domnule academician. Onorată asistență, presupun că sunt doritori să-și exprime opiniile sau poate eventual să pună careva întrebări, dar suntem deja în expirarea timpului alocat pentru această parte a evenimentelor. Dacă cineva insistă, vă invităm la tribună. Nu? Vă mulțumim. Deci, astfel, prima parte a evenimentului de astăzi s-a încheiat și trecem în continuare la cea de-a doua. Onorată asistență, adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai secției științe exact și inginerești din 2 februarie 2023 a examinat demersul Consiliul Științific al Institutului de Matematică și Informatică cu privire la alegerea domnului Gheorghe Păun, academician al Academiei Române, în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Candidatura distinsului savant a fost susținută prin vot unanim și recomandată pentru examinare de către adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, care a fost convocată la 10 martie 2023. Am plăcerea și onoarea să anunț că prin hotărârea numărul 5/2 a acestei adunări, domnul academician Gheorghe Păun a fost ales membru de onoare al Academiei noastre și de această dată cu vot unanim. Numele Gheorghe Păun este cunoscut în Republica Moldova nu doar în cercul specialiștilor din domeniul informatic și teoretice, dar și publicului larg prin activitățile culturale organizate de dumnealui și, în mod special, prin intermediul revistei Curtea de la Argeș, care și-a obținut cea mai înaltă reputație în spațiul cultural românesc, din care facem parte și noi. La prezentarea revistei în Chișinău, care a avut loc în incinta Bibliotecii Științifice Andrei Lupan în noiembrie 2011, regretatul nostru coleg Nicolae Dabija a propus înființarea podului de reviste ce a înfrățit Curtea de la Argeș cu literatura și arta. Sunt ferm convins că primirea academicianului Păun în corpul academic de Republica Moldova va contribui la fortificarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare pe care acest reputat matematician, informatician și scriitor le are cu oamenii de știință și cultură din țara noastră. Pentru rostirea discursului de laudatio, îi ofer cuvântul doamnei membru corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, distinși membri ai Academiei, stimați colegi, onorați oaspeți. Astăzi asistăm la un eveniment deosebit, care ne oferă prilejul să punem în valoare realizările academicianului Gheorghe Păun, să ne exprimăm sentimentele de prețuire și recunoștință pentru suportul oferit științei și culturii din Republica Moldova. Mi-a revenit onoranta misiune să vă prezint anumite repere biografice ale membrului de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, membru titular al Academiei Române și membru al Academiei Europene Gheorghe Păun. Misiune ce este una facilă, căci palmaresul dumnealui este bogat în realizări frumoase, dar și dificile, deoarece despre distinsul academician nu poți vorbi cu tradiționalele s-a născut, a studiat, a fost angajat, etc. Chiar dacă nu voi putea evita aceste sintagme, aș vrea să încep abătându-mi un pic de la clișeele specifice pentru astfel de evenimente și voi porni de la colaborarea noastră.
Mai întâi a fost un nume. Un nume de autor al unor articole științifice care prezentau un interes sporit pentru informaticienii noștri, pasionați de teoria gramaticilor și limbajelor formale. Spre regret, în perioada sovietică, nu prea avem acces la publicațiile din alte țări. Cei din generația mea își amintesc probabil despre așa numitul межбиблиотечный абонемент, schimbul interbibliotecar, prin intermediul căruia puteam privi unele lucrări, dar nici pe departe nu toate, nemai vorbind de timpul de așteptare nespus de lung. De aceea ne mulțumeam și noi cu revista referativă de matematică editată de Viniti, Institutul de Informație Tehnico-Științifică al Academiei de Științe din fostă Uniune Sovietică. De acolo am aflat despre lucrările lui Gheorghe Păun, care ne-au impresionat și ne-au făcut să ne dorim o întâlnire, o colaborare. Acest vis s-a realizat cu mult mai târziu, deja după dezintegrarea Uniunii Sovietice, când au devenit posibile vizitele în România, dar și în alte țări, căci informaticienii noștri l-au întâlnit și au lucrat cu academicianul Păun pe diferite meleaguri, Spania, Germania, Franța, Austria, Finlanda și multe altele. Astfel, acele succinte rezumate au pus barza unei conlucrări și, am îndrăzneală să spun, a unei prietenii care durează mai mult de un sfert de veac. Alegerea academicianului Gheorghe Păun, în calitate de membru de onoare al Academiei noastre, o putem considera un reper important în această colaborare. Corpul academic fiind astfel completat cu un savant notoriu care a înregistrat rezultate de valoare în teoria limbajelor și gramaticilor formale, teoria automatelor, calculabilitate pe baza de ADN, cercetări operaționale, semiotică, inteligență artificială, lingvistică computațională și multe alte domenii. Am poziționat drept un punct aparte calculul membranar sau celular, un domeniu inițiat de academicianul Păun cu circa 20 de ani în urmă, care în scurt timp i-a preluat numele, fiind cunoscut astăzi în literatura de specialitate, drept P-sisteme, P fiind inițiala de la numele Păun. Calculul membranar, un model formal de calcul inspirat de structura și modul de funcționare a celulelor vii, întrunește astăzi sute de cercetători din 25 de țări ale lumii. Are o revistă internațională la editura Springer, domnul Păun fiind editorul onorific al acesteia. Există o societate internațională a calculului membranar, la care academicianul Păun este președinte de onoare. Se convoacă anual conferințe importante în Europa și Asia. Despre valoarea științifică a acestui domeniu ne vorbește și faptul că lucrarea în care a fost introdus calculul membranar este citată în peste 3500 de alte lucrări și a fost consemnată ca Fast Breaking Paper de către Institutul de Informație Științifică din Philadelphia, SUA, pe care ne-am obișnuit să-l numim ISI. Academicianul Păun este cel mai citat informatician din România, acumulând peste 20.500 de citări cu un index Hirsch egal cu 46. Gheorghe Păun a fost inclus de ISI în categoria Highly Cited Scientists, ceea ce înseamnă situarea între cei mai citați autori de lucrări de informatică din lume. Ori, în această categorie, intră doar 0,55% dintre toți autorii din domeniul respectiv. Dumnealui a publicat 5 monografii de informatică teoretică în limba română și 6 în limba engleză, care au devenit cărți de referință în domeniile acoperite. 4 dintre ele sunt scrise în colaborare cu reputați specialiști precum Arto Salomão, Gregorius Rosenberg, Jürgen Dassel. 3 cărți din acestea au fost editate la Springer Verlag, altele la prestigioasele edituri precum Gordon & Bridge, Taylor & Francis, Kluwer Academic Publishers. A fost editor și în multe cazuri coautor a peste 65 de volume colective și peste 35 de numere speciale de reviste. Câteva din acestea le puteți vedea pe standul expozițional aici, în sala Azurie.
Vom menționa de asemenea că monografiile la care este autor sau coautor au fost traduse în japoneză, chineză și rusă. Domnul Păun este autor a peste 550 de articole, dintre care aproape 250 sunt publicate în reviste indexate de Web of Science. Unele dintre aceste articole sunt scrise în colaborare. În total am putea număra peste 100 de coautori. Printre ei se regăsesc și colegii noștri, regretatul Yuri Rogoșin, dar și pleiada tinerilor talentați cu care ne mândrim, doctorul habilitat Artem Alhazov, doctorul habilitat Sergei Verlan, doctorul Sergiu Ivanov, cărora reputatul academician le-a deschis calea spre colaborări cu specialiști din Spania, Japonia, Italia, China, etc., le-a acordat tot sprijinul în susținerea doctoratelor. A susținut peste 140 de conferințe la universități din toată lumea. A participat cu comunicări la peste 120 de foruri internaționale, dintre care jumătate au fost referate plenare sau invitate. Membru pentru diferite perioade de timp în colectivul editorial a peste 25 de reviste de specialitate, inclusiv de la fondare și până în prezent, fiind și membru al colegiului de redacție al revistei noastre Computer Science Journal of Moldova. După cum menționează și dumnealui, citez, legăturile cu Republica Moldova și cu Academia de Științe a Moldovei sunt vechi, numeroase și trainice, în primul rând în context profesional. Colaborări cu mulți cercetători din Chișinău, lucrări în colaborare, proiecte comune de cercetare, îndrumarea unor tineri, inclusiv doctoranți, participări la conferințe, vizite reciproce, etc., am încheiat citatul. Chiar dacă a avut mai multe vizite, burse și proiecte de cercetare în instituții din numeroase țări din Europa, Canada, Japonia, China, Singapore, Noua Zeelandă, a rămas devotat cercetării din România. Academiei Române, al cărui membru corespondent a devenit în 1997, iar membru titular în 2012, Institutului de Matematică Simeon Stoilov, Universității din București, pe care a absolvit-o în 1974 și unde a lucrat alături de celebrul academician Solomon Marcus, care, după spusele domnului Păun, a fost un copac care lasă la umbra lui să crească și alții. Și voi face din nou referință la standul cu cărți, unde se află două volume cu lucrări ale lui Solomon Marcus, de editarea cărora s-a îngrijit Gheorghe Păun după plecarea lui Marcus de cealaltă parte a ierbii, expresie pe care am preluat-o din cartea domnului Păun privind peste umăr. Muncă deloc ușoară, dar încununată, un rezultat de excepție. A primit numeroase titluri onorifice, premii, diplome, onoruri. Este doctor honoris causa al universităților din Pitești, din Opava, Cehia, Universitatea Agora din Oradea, Universitatea de Vest din Timișoara, Apolonia din Iași. La 1 decembrie 2016 a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, cea mai înaltă decorație pe timp de pace conferită de statul român. În 2020 a primit și medalia Sfântul Voievod Neagoe Basarab, a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și medalia Dmitrie Cantemir a Academiei de Științe a Moldovei, care urmează să-i fie înmânată astăzi. A primit multe alte premii științifice și culturale. Este cetățean de onoare al orașului Curtea de Argeș, unde a absolvit liceul și unde locuiește în prezent, cetățean de onoare al județului Argeș, cetățean de onoare al Comunei Cicănești, unde s-a născut și a copilărit. I s-au dedicat mai multe volume omagiale și numere speciale de reviste la împlinirea vârstei de 50, 60, 65 și 70 de ani. Printre acestea se află și numărul 2 din anul 2010 al revistei Computer Science Journal of Moldova, prin care am adus un modest tribut în onoarea distinsului academician. Academicianul Păun are și o bogată activitate culturală, început în anii 1980. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. A publicat volume de povestiri, romane, poezie, memorialistică, eseuri, popularizare de jocuri logice, o parte din care le puteți vedea la mica noastră expoziție. În decembrie 2010 a înființat revista lunară de cultură
curte de la Argeș. Toate numerele căreia, cu generozitate, sunt oferite bibliotecilor, cercetătorilor și oamenilor de cultură din țara noastră. Un exemplar al revistei îl avem și în sala de lectură al Academiei noastre. De la primul număr și până în prezent, nu a existat nicio ediție în care să nu fi fost publicat unul sau mai multe materiale de autori din Republica Moldova sau din alte părți despre Republica Moldova. Curtea de la Argeș a promovat în spațiul cultural românesc literatura, muzica, arta plastică, cinematografia, dar și cercetarea din țara noastră. Pe paginile revistei au fost găzduite materiale despre activitatea mai multor membri ai Academiei noastre, academicianul Vladimir Andrunacheviș, academicianul Petru Soltan, academicianul Alexei Simașcheviș, academicianul Mihai Cimpoi, academicianul Eugeniu Doga, academicianul Mihai Popovici, membru corespondent Constantin Gaindric și mulți alții. Sub egida revistei apare seria Biblioteca revistei Curtea de la Argeș, de editarea căreia se ocupă domnul Păun și în care au apărut până acum circa 40 de volume, inclusiv și din seria Seniorii ai Culturii, unde întâlnim din nou nume ale membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei noastre. Activitatea științifică și culturală remarcabilă a servit drept bază pentru a-l recomanda pe academicianul Academiei Române Gheorghe Păun să fie ales în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe din Moldova. Și le mulțumim cordial membrilor Academiei noastre pentru votul unanim pe care îl au acordat la adunarea generală din 10 martie, ca semn al recunoașterii meritelor deosebite în activitatea de cercetare și cea culturală, aprecierea înaltă a rezultatelor dumnealui și a rolului deosebit în colaborarea cu cercetătorii și oamenii de cultură din Republica Moldova. Profit de această ocazie pentru a ura domnului academician Gheorghe Păun multă sănătate, prosperitate, optimism, forță creatoare și noi realizări frumoase. Onorată asistență, coeficientul Hirschei 70, ne spune domnul membru corespondent Gaindric. Felicitări! Începem cu documentul, tradiție la noi, mai întâi documentul și pe urmă celelalte. Brevet, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, se conferă domnului Gheorghe Păun, membru titular al Academiei Române, membru al Academiei Europene, Academie Europeană, doctor în matematică. Hotărârea numărul 5/2 a adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 10 martie 2023. Domnul academician, și nu plecați. Deci, dumneavoastră o să mai aveți băieți simpleri. Eu știu că deja aveți multe, dar... Da, nu de valoare. Vă mulțumesc. Deci, mai aveți băieți simpleri. Și atunci, doamna, eu vă rog să preluați. Felicitări. Felicitări. Acuși. Pentru medalia... Da. Medalia Dmitrie Cantemir se conferă domnului Gheorghe Păun, academician, doctor în matematică, pentru rezultate relevante în domeniul matematicii și informaticii, promovarea științei și colaborarea cu mediul academic și didactic din Republica Moldova și drept confirmare că e de 3 ani și cu prilejul aniversării a 70 de la naștere. Deci din 30 noiembrie 2020 a așteptat această clipă. Din motive medicale, ca să spun așa, nu da. Eu fiind suferind. Mulțumesc mult! Da, și acum ceremonia de... Da, vă rog.
Știm ca și florile. 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 Sincere felicitări, domnule academician, mult sănătate, succes în continuare, onorată asistență. Îi oferim cuvântul domnului academician Gheorghe Păun, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, care vine cu prelegerea Lumea Văzută de la Arceș în Sus. Vă rugăm! Vreau cuvântul, sper să fiu în stare să mai rostesc ceva. Domnule președinte, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnilor colegi, cum se spune, evident, e un pleonat să spun că sunt onorat, emoționat, mișcat, că am emoții, că sunt ușor obosit, că nu știu câta oară vin la ideea că după o laudațiu atât de frumoasă, e bine să nu mai spui nimic ca să nu strici buna impresie pe care prezentarea dinainte a făcut-o audienței. Risc totuși, pentru că vreau să fiu ceva mai autobiografic decât Svetlana, îmi permit, pentru că, așa cum spunea, ne știm de foarte multă vreme, am colaborat mult și frumos. Lumea văzută peste ochelari de un matematician de pe Argeș în Sus. E foarte important. Aș prefera să avem un dialog. Îl putem realiza pe internet, de pildă, sau în alte moduri. Aveți adresa revistei Curtea de la Argeș, adresa mea, de fapt, unde puteți să comentați, să puneți întrebări și, eventual, e invitație publică să colaborați. E o revistă deschisă, dedicată, dar accentuez pe lucrul acesta, publicului larg și cultivat. Uneori se spune că nu există așa ceva. Dacă nu există, să-l creăm, să încercăm să-l... Se spune că orice roman e autobiografic, orice teoremă spune ceva despre autor, cu atât mai mult un asemenea discurs de recepție, i-am zis, este autobiografic. În particular, cel de față, ascultând-o pe doamna vicepreședinte, mă gândeam cât de bătrân pot să fiu eu dacă am adunat puncte și nu a insistat suficient în zona jocurilor, iar eu aduc vorba nu din întâmplare. Educația mea este matematică. Originea mea este țărănească la modul cel mai pur. Veți vedea imediat și harta de unde vin. Deci vă dați seama, țăran matematician cu preocupări ludice din copilărie, deci cu genă ludică. Iar asta mă definește total. E un lucru foarte serios. Jocurile sunt acele activități cu recompensa intrinsecă, în cursul desfășurării. Când faci ceva nu pentru salariu, pensie sau știu ce premiu vine la sfârșit, ci pentru plăcerea de a face, iar asta, slavă Domnului, mi s-a întâmplat de 72 de ani, ca să nu pun și primul an de viață, că nu eram conștient, asta mi s-a întâmplat. Și asta definește cu adevărat varietatea și multitudinea de puncte pe care... Plus norocul de a avea părinți foarte inspirați, profesori buni la vremea potrivită și colaboratori minunați. Nu știu cine mi-a dat, cel de pretutindeni, norocul, destinul, dar cele trei părinți, profesori, colaboratori sunt responsabili de punctele acelea. Eu sunt catalizator. Tehnologie preluată de la soție, dar nu e corectă, pentru că în chimie catalizatorii ies nemodificați din reacție. Am ieșit îmbogățit în toate detaliile. Aveți aici cele, mă rog, patru capitole pe care aș vrea să le ating. Nu știu în câte minute voi reuși, nu are mare importanță, pentru că un text cu detalii va rămâne și se va publica în revista Academiei noastre de acum, numai
a dumneavoastră. Am marcat cu roșu unele subiecte la care aș vrea să insist. Voi insista sau nu, în zona profesională, fără detalii, evident, pentru că ideea e să nu intru prea mult în jargon. Și revista Curtea de la Argei, la care țin, am numit isprăvi cele din lista de acolo, cu ghilimele de rigoare, pentru că sunt total dincolo de matematică, dincolo de ce s-ar aștepta cineva de la, de la mine. Dar sunt realmente importante. Plec de la, întotdeauna am plecat de la premisa că oamenii sunt înainte de toate oameni și abia apoi devin matematicieni, inginerii, pictori, scritori sau altceva. Iar cine are noroc, numesc noroc ceva, nu știu ce, obscur și benefic, poate să facă mai multe, așa cum ar trebui să facă orice ființă completă. Din păcate, și sunt cărți de Mihai Nadin, de curând o carte groasă, trăim vremea analfabetismului, sau lumea merge spre a... Nu se mai poate face performanță fără să ne restrângem la un domeniu și să intrăm în detalii, ignorând, punând în paranteză tot ce nu e în profesie. E bine asta, e rău asta, e o discuție mai lungă, dar este o realitate. Am pus harta României, nu știu cum să mut banda de sus mai sus, dar nu contează. Iată, s-a mutat comandă verbală. Da, s-a rezolvat deja. Am pus mai întâi harta pentru a vedea Bucureștiul, Chișinăul și, cu un punct roșu aici, zona Argeșului, în particular a Curții de Argeș. Da, dar acum nu mai răspunde la săgeata. Pagina următoare, nu știu de unde să o obțin. Pe aici? Am detaliat harta țării românești, zona de sub munte, ca să vedeți punctișorul roșu pe unde e Curtea de Argeș și Comuna Cicănești, lucrurile au o anumită semnificație din punctul meu de vedere. E zona de în sudul munților, o zonă apărată de vânturile, care am pus ghilimele la vânturi, care vin de peste Carpați, zona apărată de vânturile care vin dinspre Extremul Orient, dar acolo unde basarabii din tâi au zidit și care au dat nume și Basarabiei. O să apară cândva și Basarab întâi, cel care a cucerit cândva de la tătari partea din nordul Mării Negre și a dat nume locului. Dar mai am o hartă și cu acea comună Cicănești, care e între Argeș și Topolog, înconjurată complet de păduri. Când eram mic, eu credeam că așa arată pământul, înconjurat de verde, cu apele curgând spre sud, într-o depresiune unde nu sunt viscule nici cu ghilimele, nici fără. Are legătură cu psihologia celui plecat de acolo. Detaliem dacă veniți. Apropo, ori de câte ori întâlnesc pe cineva care n-a văzut Curtea de Argeș și insist să vină, să-mi dea un telefon și să-l previn de la început, că cine vine odată acolo, vine și a doua oară. Gluma lui Băiesil, care poate fi iterată. E un loc... E locul cel mai românesc din România. E România de la Argeș, spunea Nicolae Iorga. Sunt tot felul de formulări frumoase pe care le pot justifica. Aici aveți câteva imagini luate de pe internet. Câteva lucruri sunt foarte speciale pentru zona respectivă. Celebra mănăstirea meșterului Manole. Apare de mai multe ori. În munți, mai importantă decât mănăstirea, e Biserica Domnească, cea în care zidită de Basarab, începută în vremea basarabilor, imediat după Posada,
Avem fântâna meșterului Manole, unde a căzut Manole și apă. Avem Transfăgărășanu și realizări. Avem cetatea, citadela, fortificația lui Vlad Țepeș de pe vârful muntelui. Deci foarte multe lucruri de povestiști care au legătură cu România de la Argeș. Spuneam de părinții cei inspirați, sărani adevărați, priviți ținuta, e din 1949 poza. Interesul pentru imaginea aceasta stă, de fapt, în primul rând. Sunt născut de Sfântul Nicolae. Statistic vorbind, ar trebui să mă numesc Nicolae. Am întrebat și eu mai târziu de ce Gheorghe și nu Nicolae. Tatăl, răspunsul pe care l-am primit, aveam 5, 6, 7 ani. Deci anii 50 spre final, vremuri delicate în România. Dar tatăl meu, cu 7 clase, premian, citea singurul din familie, de la el înainte, spre bătrân, nu aveau școală. Mama mea avea 2 ani. El însă mi-a vorbit de 4 lucruri pe care le țin minte și le-am ținut întotdeauna. Și le-am și spus întotdeauna, indiferent de... Sunt dragi mie și marchează multe lucruri din ce am făcut. Mi-a vorbit, atenție, în anii 50 și ceva, că România are un rege și e plecat în Elveția, dar probabil că va, încă o dată, discutăm despre un sat mic între dealurile Argeșului, că există o Basarabie în direcția aia, el totdeauna spunea Basarabie, există în munte niște partizani, dar să nu te aud că vorbești, că uite la aia care trec pe stradă, o să mă ia și pe mine și pe tine, așa era pe atunci, mai îl pronunța și pe Antonescu, el tocmai terminase armata când s-a căsătorit și vorbea și despre. Cu nuanțele de rigoare am rămas cu cele 4. Și de ce m-a numit pe mine Gheorghe? Pentru că l-a avut un frate mai mare care a dispărut pe frontul de răsărit. Și ca să și-l amintească, m-au botezat pe mine Gheorghe. Dar problema e alta. M-am căsătorit într-o bună zi cu o vecină de uliță și am aflat, după căsătorie, cred, că și socrul meu a avut un frate numit Gheorghe care a dispărut pe frontul de răsărit. Că și soacra mea a avut un frate care s-a numit Gheorghe și a dispărut pe frontul de răsărit. Nu se pare cam mulți? Pentru doi umeri fragili, după cum ara. Bun, nu spun că asta sună patetic dacă aș susține asta. Dar s-ar putea să aibă legătură cu curtea de la Argeș și cu tricolorul de pe prima pagină. În orice caz are legătură cu părinții mei, cărora le datorez foarte mult și la fel de mult datorez acestui domn contagios, profesorul Solomon Marcus. După liceu am făcut facultate, în vremea aceea se făceau 4 ani plus 1, un soi de master. Voiam să ajung profesor la curtea de Argeș, am ratat total pentru că profesorul Marcus mi-a schimbat. După care a urmat ceea ce se spunea mai devreme, un doctorat destul de rapid. Am lucrat în multe domenii, dar în condițiile din anii respectivi. Prima ieșire în lume a fost la Magdeburg, în RDG. Am primit din mâna lui Constantin Noica, dar prin intervenția lui Marcus, un dosar pentru bursă Humboldt în 83, dar Ministerul Învățământului răspundea pe hârtie mică, nu ne interesează. N-am păstrat-o, că altfel aș fi avut o piesă la dosar. 84 la fel, 85 la fel, am cancelat-o și apoi am reușit în 92 abia să ajung la Magdeburg. Și de acolo a început peregrinajul meu prin lume. După Magdeburg am trecut la Turcu, Finlanda, la Arto Saloma, la Meca limbajelor formale. Nu vă imaginați ce se poate face în Finlanda, unde ziua e cât noaptea, noaptea cât ziua n-are importanță, lângă Arto Saloma, într-un grup, eram din multe țări, mai mulți din România, trecea pe acolo Rosenberg, doi dintre tipii geniali de pe lista mea scurtă de oameni geniali pe care i-am cunoscut. De acolo am trecut în Spania și în multe alte locuri, China fiind... Iată o poză, aici o greșeală, îmi cer scuze, aprilie 1994, nu 1914, nu prea se putea atunci.
am văzut ulterior, trimisese în slide-urile, aici sunt cei doi, Rosenberg și Saloma. În mâna celui mic din centru e cartea de DNA Computing, imediat după ce a apăruse, în 98, cea de mare succes, teoretic, pentru că n-am intrat în laborator, totul pe hârtie merge perfect, dar am avut și la un moment dat o pălărie pe cap, dar era împrumutată de la ei, mi se oprea pe urechi, vă dați seama că era o pălărie prea mare pentru mine, știți cum se spune în... Dar cartea era plină de teorie, de teoreme frumoase, nimic nu părea realist, pentru că în laborator ADN-ul nu se poartă așa cum vrem noi, cum e pe hârtie, drept care a apărut ideea să trecem în mediul natural al ADN-ului, deci în celulă. Și așa s-a născut calculul membranar, de care toți dorim să ajungem un nume. Eu am ajuns o inițială. E a doua aratare, după ce n-am ajuns profesor la Curtea de Argeș, dar lucrurile au mers cu totul nesperat. Subiectul s-a născut în Finlanda, celula se poate abstractiza cumva, aici e primul raport intern al Institutului în Turcu și aici e handbook-ul din 2010 de la Oxford. La ora asta s-a spus în laudatio, palmaresul e absolut remarcabil. Niciodată nu m-am gândit că va... Dar sunt un număr de explicații. A apărut la momentul potrivit, era deja o modă a biocalculabilității, teoria automatelor limbajelor era la maturitate și foarte mulți lucrători în domeniile respective căutau un alt domeniu în care să-și folosească instrumentele. Într-un anume sens, calculul membranar, care nu lucrează cu șiruri, ci cu multiseturi, cu șiruri modulo ordinea, e o nouă vârstă a teoriei limbajelor formale. Dar unde limbajul e mulțime de multiseturi, nu de șiruri, iar cu încapsulate în reactoare protejate, în membrane, iar cu asemenea structuri matematice, metaforic, putem acoperi foarte multe lucruri în realitate. Nu numai din biologie, din economie, din ce doriți dumneavoastră. Iar asta deschide calea aplicațiilor care lipsesc, într-un anume fel, limbajelor formale, care se aplică acolo unde au fost ele inventate, în lingvistică, în afară. Și în plus, dar aici mai e de lucru, calculul membranar e o alternativă la ecuațiile diferențiale. Lumea e continuă sau discretă? Discuție lungă. Depinde pe ce domeniu lucrăm. În zone discrete și nu perfect agitate, stir, nu putem aplica ecuații decât cu riscul de a aproxima prea grosolan. Dar putem aplica asemenea instrumente, care nu sunt însă suficient de mult dezvoltate. Seamănă puțin cu ecuațiile cu cuvinte. În 2000 deja, deci la 2 ani după ce domeniul începuse, am organizat un workshop la Curtea de Argeș. Aici e grupul de participanți, Iuri Rogojin e aici. Foarte interesant, echipa din Chișinău e practic aliniată. Sergei, Svetlana, Iuri. Pe vremea aceea și domnul Tighineanu, domnul academician, domnul președinte, a arătat câteva poze în care părul era negru. Aici, nu numai că e negru, îl mai și am, dar întotdeauna bate vântul în jurul meu, nu știu ce se întâmplă. Participanți din foarte multe țări, neparticipanți sunt doar soția, vecina de pe uliță e aici în centru, lângă soția lui Rudi Freud, din câțiva francezi, Banatr și așa mai departe. În anii 20, în anii 2000, o generație, dar ulterior s-au schimbat generații. Aici e Mănăstirea Argeșului cu aceiași participanți, din nou Iuri Rogojin, Sergei și... Poftiți? Acum, privind în DNA computing, privind în calculul celular,
se pot găsi foarte multe idei pentru informatică. Unele sunt la limita dintre science fiction, sunt la frontieră, dar cu atât mai interesante pentru teoretician. Nu numai noi suporturi pentru informație, toată informatica lucrează cu șiruri. Realitatea nu are de-a face neapărat cu șiruri. Aici suntem un multiset, un set cu multiplicități. Cum calculăm cu asemenea timpul ca suport de informație? Întâmplătoare pe locul 2. Gândiți-vă la creier, neuronii sunt legați prin simplific foarte mult, privesc ochelarii matematicianului. De-a lungul axonului umblă acele impulsuri electrice, spike-uri, semnale. Creierul, putem formula așa, dar după ce formulăm devine interesant, creierul codifică informație în distanța între două plicuri. Cum putem calcula, codificând informație, repet, în numărul de ce, de unități de timp, secunde, ce doriți, între cele două evenimente? Există un model de calcul membranar care folosește, care e universal, care... Putem trece dincolo de Turing, de calculabilitate, cu unele sugestii din biologie. În biologie, dacă membranele au două funcții, să creeze reactoare protejate și să faciliteze reacția între chimicalele de acolo. Deci cu cât mai mic, cu atât mai rapid. Haideți să generalizăm. Dacă e mai mic, e de două ori mai rapid decât deasupra. Păi dacă accelerăm în felul acesta, putem calcula necalculabilul definit de Turing. E realist modelul? Da, e inspirat de realitate. Nu o să reușim să-l operaționalizăm. Dar asemenea sugestii vin multe din zona aceasta. Spațiul de lucru precalculat. Ficatul nostru are nu știu câte milioane, miliarde sau ce ori fi de celule. Nu le folosim pe toate decât atunci când e nevoie, când bem cafea sau era să zic vodcă. Și e nevoie de mai multă resursă, dar noi le avem precalculate acolo. Cum poate arăta? Cloud-ul s-ar putea să arate în felul acesta. Putem să-l interpretăm în felul acesta. Avem o multitudine de... Și așa mai departe. Ce va urma? Acum un număr de ani, în discursul de recepție, și am văzut că este acolo, preziceam că domeniul se va dizolva într-o nouă vârstă a biologiei. Biologia până acum s-a dezvoltat folosind chimie și fizică în a studia o realitate căreia nu i-a ajung chimia și biologia. E nevoie și de teoria informației acolo. Pe ADN avem informație pozițională, proteinele au o anumită formă, sintaxa contează. Prezicerea nu e numai a mea, e a multora, că se va contura la un moment dat o știință mai complexă, fizică, chimie, informație, care va fi noua vârstă a biologiei. Cred că așa va fi. Când va fi, nu știm. Oricum, ce va urma, o să devin și eu ușor pesimist. Și mai devreme, domnul președinte era pesimist vis-a-vis de starea lumii și cum merge. Impresia mea e că forța brută va prevala tot mai mult în dauna teoriei a matematicii. Gândiți-vă la acel chat GPT care a învățat să vorbească, să scrie referate, care a trecut bacalaureat în România și am citit de curând că a intrat și la o universitate de drept în Statele Unite. Și care e incoerent, nu e încă tot ce poate da inteligența artificială. Evident că în laboratoarele armate americane trebuie să mai fie niște programe și mai bune decât, sau vom afla peste 10 ani cum arată ele și ne vom minuna ce multă inteligență sau ce-o fi aceea. Eu zic că nu e inteligență, ci e forță brută, folosind milioane de calculare. Informatica, știința în general, e pândită de empirism, de pragmatism, de gândirea contabilicească. Să obținem acum niște rezultate, nu ne interesează ce va fi cândva. Dijkstra se întreba din 2001 dacă nu cumva asistăm la sfârșitul informaticii teoretice.
E la modă să se formuleze asemenea întrebări dramatice, să nu le luăm chiar în serios. Nu va fi un sfârșit, dar să fim atenți că există o dispută tradițională între practicieni și teoreticieni, cu mențiunea că de mult știm că dacă punem prea mare accent pe știința aplicată, curând nu vom mai avea ce aplica. Dar contabilii nu știu asta, în particular nici politicienii. Pentru că discuția despre ce limbă discutăm noi aici nu ține de știință. În general, când... Gata, nu mai intru în discuții. Pentru că am prilejul să vorbesc despre Go. E cea mai de succes cartea mea, promit să vă trimit, a apărut în 5 ediții peste 120.000 de exemplare vândute în România, numai în românește, evident că altfel nu. Go e un joc extrem de deștept, oriental, cel mai vechi joc de inteligență și încă jucat. Din păcate, acum vreo 5 ani, calculatoarele au reușit să câștige în fața unui jucător uman, ba chiar de calibru, campionul Chinei. Știți, șacul a fost de mult cucerit de calculatoare, Kasparov de vreo 21 de ani a mâncat bătaie. La Go speram să nu văd în cursul vieții mele, pentru că tabla e mai mare, e nevoie de intuiție, de... Din păcate, milioane de partide puse pe mii de calculatoare au reușit să-l învețe pe AlphaGo Go și să câștige. Iarăși forță brută, dar pe lumea aceasta trăim. Revista Curtea de la Argeș din decembrie 2010. Așa arată prima pagină. Am ridicat un monument domnului Eminescu la Curtea de Argeș, apare în revistă, e cultivat Eminescu număr acolo. Am lansat revista cu ajutorul doamnei vicepreședinte încă din primul an de existență la Chișinău. Nicolae Dabija a venit cu ideea, a dat nume întâlnirii. Aveți fotografii din 2000. A dat nume întâlnirii la Chișinău, nu apare. Pozele de aici sunt ulterioare. Înfrățirea între Curtea de la Argeș, literatura și arta, un nou pod, mai trainic decât cel de flori, podul de reviste. Continuă rubrica în revistă. Am avut întâlniri la Curtea de Argeș și la Chișinău, la care am invitat și din Serbia, din spațiul românesc. Mie îmi place să vorbesc despre românitate, nu neapărat despre România. Aici un meșter popular din zonă, Dabija, Ninela Caranfil, Vlad Darie, nu știu unde mai este. De la aceleași întâlniri, aici e și ierarhul locului, înalt preasfințirea sa Calinic. Suntem la o mănăstire din zonă, Ninela Caranfil, aici Jelescu, Nicolae, Dabija, localnici. Public la întâlnirea de la Râmnicu Vâlcea, corect, din orașele vecine, pentru că atunci am înfrățit cicăneștiul meu cu bieștul din Orhei, la una dintre vizite. În sala de aici, în 2015, profesor Marcus Svetlana Cojocaru, subsemnatul. Aici nu știu la ce conferință era în 2010. Cu maestrul Doga de două ori la Craiova în noiembrie-decembrie 2018, când a fost un spectacol de enorm succes pe versuri în majoritatea de Nicolae Dabija, muzică majoritatea de Eugen Doga. Aici în aula Academiei, dar nu știu exact prilejul. Revin pe Argeș în sus și la întrebarea cum arată lumea văzută peste ochelari sau cu ochii unui matematician bunic. Și aici intervine o întrebare obsesivă pe care o formulez și în revistă și încerc să o transmit tuturor bunicilor prezenți și viitori. Ce lume, ce țară le lăsăm noi nepoților? Nu trebuie să ne simțim vinovați și preocupați, atâta tot. Eu pot să spun că sunt
preocupat până spre pesimism. Seamănă aici cu ultimele slide. Lumea civilizată, trebuie să redefinim foarte multe cuvinte. Ce înseamnă progres, ce înseamnă evoluție, ce înseamnă lumea civilizată, e preocupată de tot felul de bazaconii la ora asta. Cel puțin așa se vede de pe Argeș în sus. Consumerismul care va termina planeta, nu e o glumă, prin poluare, mediocrizarea, s-au politizat atât de mult multe lucruri, iar politizarea de regulă duce în jos, încât nu știu cine mai poate rămâne optimist în știință și în afara. E atâta zgomot că numai trăim vremea post-adevărului. Simplu fapt că cineva a inventat termenul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Dar s-au inventat și altele. Postumanism, transumanism mai întâi și apoi postumanism. Cum va fi lumea când nu vor mai fi oameni sau ce asta? Trans mai... Despre manipulare se știa cum se transformă masele în gloate. Gustav Le Bon, 130 de ani urmă. Astăzi se cam și poate, că avem tot felul de instrumente la îndemână, avem zgomotul de care vorbeam. Sunt însă optimist și asta nu e de complezență vis-a-vis de românitate. Noi români avem ceva ce alții n-au. În primul rând, noi suntem ușor întârziați. Citez cumva din revistă, din Teodor Codreanu, care citează din Baudelaire, etc. Întârziații au dreptate, pentru că își pot lua o anumită perspectivă, distanță și pot vedea lucrurile. Nu avangardiștii de meserie care tot timpul rup să treacă la altceva. În paranteză fie spus, anul ăsta m-a ocupat foarte mult de Urmuz, care e revendicat de precursor al tuturor avangardelor secolului. Cu mențiunea că Urmuz a fost revendicat, el niciodată nu s-a considerat, el e un clasic. Rescria de 15 ori un text, nu arunca vorbe pe hârtie ca dadaiștii lui Țara sau cei lui Breton. Deci sunt optimist în ceea ce privește românitatea din mai multe motive. Noi ne avem limba română, nu știți cât de... Numiți-o cum vor ceilalți, tot limba română. Mă declar poligot, mai știu încă o limbă plecând de aici. Limba română e altă, ne definește. De la Marcus Citire și de la alți psihologi, suntem, Eminescu, suntem limba ce o vorbim, limba e stăpâna noastră, nu noi stăpânii limbii. Iar limba română are unele lucruri care ne determină, ne definesc. Orice s-ar spune, nu putem trăi altfel decât românește. Îl avem pe fratele mai mare Eminescu. Cel puțin generația noastră, în foarte multe cazuri, folosim sintagme pe care le-a pronunțat. Avem acele rădăcini, le-am zis aici, dacă o trac o pelage. M-am întrebat de foarte multe ori de ce poporul român, noi toți, suntem defetiști. Apa trece, pietrele rămân, noi aici rămânem și așa vom rămâne. De ce nu luăm și noi barda? O mai luăm din când în când. Dom'le, sunt un număr de explicații care merg până la legile belagine ale lui Zalmoxis. Credința în nemurire, în noi. Genetic, în revistă a fost un serial. Genele românilor, lasă că se întind peste toată zona tracă, datează vreo 60% din paleolitic. Și au trecut peste noi atâtea vânturi, valuri, pe vorba lui Eminescu. Și nu ne-au schimbat genele. Asta nu trebuie neglijat. Citesc prin ziarele sau privesc la televizor în România și mă fascinează la 3-5 ani odată, e o furtună undeva în România, se dărâmă niște copaci și de sub rădăcină este o oală cu cosoni sau cu nu mai știu ce lucruri vechi. Deci noi nu le căutăm, dar pământul freamătă și ne le dăm ură în gură din atunci când trebuie. Tradiții, creștinism, etc. Vă recomand Dacia Edenică. A murit săracul Miron Scorobete, avea aproape 90 de ani. E o carte fascinantă, e o carte de știință cu premize mitologice. Deci dacă luăm Biblia de bună, inferențele sunt perfecte.
Și el demonstrează că fisonul din Biblie se numea Istros la un moment dat, deci Danubiu, deci Dacia e parte, Edenic nu e adjectiv aici, e ca parte a Edenului. Și așa mai departe. Și cu voia dumneavoastră, ultima pe listă, încă avem academii identitare și dincolo de Prut și dincoace de Prut. Iată, se vorbește despre limba pe care o vorbim, despre Eminescu, despre... Mai avem biserici, biserica ortodoxă identitară. Mai avem generația noastră și încă o generație după noi care a învățat de la noi să citească, mai discutam și mai devreme. Cu nepoții e mai greu, că ei s-au născut cu ecrane. Vă mulțumesc mult! Multe ar mai fi de zis, îmi cer scuze pentru viteză și pentru timpul care cred că a fost epuizat de mult. Curtea de la Argeș. Domnul academician, noi vă mulțumim mult pentru această prelegere extraordinară, vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră, vă mulțumim pentru colaborările foarte și foarte bune pe care noi le-am avut tradițional, le avem și cred că acum le vom intensifica. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la domnul academician, vă rog, deci... Și propunerea este să facem o fotografie de familie, toți împreună, iată așa, facem un curcubeu frumos, oră, și să rămână ca amintire a vizitelei domnului academician. Acolo o să fie. Da, acolo, toți acolo și fotografie o să fie din partea asta. Da, veniți. Da. Da. Ediție de anul acesta al Congresului Mondial al UNESCO-ului de 31 august care este are genericul preocupările științifice ale lui Emis. Eu cred că poate. Răspundeți, vă rog. Iată cum se insistă pe faptul că întrebarea e ușor diversionistă, îmi smulge promisiunea de a fi aici pe 31. Păi tocmai asta e, deci nu am nicio cale de... Da, sper să reușesc să fiu aici atunci, dar tema e extrem de dificilă. Eminescu, om de știință? Restrângem la matematică. Eminescu și matematica. Domnul Felicean, treci încolo. Deci toți vin în față aici, o să facem o fotografie de familie. Stimați colegi online, deschideți camerele și o să facem o fotografie online. O să vă trimitem. Doamna secretar general. Faceți fotografii și online, ecranul, da. Cei care vor să fie în fotografie, vă rog, videocamerele să fie pornite.